Cei doi copreședinți ai Organizației Județene a PNL, Gheorghe Ștefan și Dumitru Beianu, au anunțat astăzi într-o conferință de presă rezultatele sondajului de opinie realizat pentru desemnarea candidatului PNL la funcția de primar al municipiului Giurgiu. Astfel, deputatul Florian Nicolae este cel care va candida din partea formațiunii liberale pentru această funcție. În urma sondajului de opinie, domnul Florian Nicolae a obținut 1% substanțial mai mare decât domnul Noru Stănișteanu. Deci, în mod oficial, de astăzi începând, candidatul nostru pentru primăria municipiului Giurgiu este domnul Florian Nicolae. Vreau să vă spun că domnul Florian Nicolae înregistrează de asemenea un scor foarte bun față de toți ceilalți pe care i-am implicat în acest sondaj. Și vreau să menționez că, fără să vă dau cifră, domnul Florian Nicolae la această oră se află peste primarul Barbu Nicolae de la PSD. La rândul său, Dumitru Beianu a arătat că rezultatele sondajului confirmă ceea ce era previzibil. Deputatul Florian Nicolae este pe primul loc în preferințele giurgiuvenilor pentru primăria Giurgiu. Îl felicit și eu pe domnul Nicolae Florian, chiar dacă nu e prezent astăzi aici. Dânsul va organiza împreună cu colegii de la Organizația Municipală conferința de presă obișnuită deja de vineri. E un moment important în pregătirea alegerilor locale, desemnarea candidatului pentru municipiul reședință de județ. Și avem o satisfacție, și eu și domnul Ștefan, pentru că am crezut în Nicolae Florian și eu nu mi-am ascuns convingerea că și giurgiuvenii vor avea cumva aceeași opinie favorabilă domniei sale. Sondajul a fost realizat de CSOP, una dintre instituțiile importante de sondare a opiniei publice din România. Cercetarea a fost realizată în municipiul Giurgiu pe un eșantion de 800 de persoane. Potrivit acelorași rezultate, Florian Nicolae se clasează pe primul loc și în ceea ce privește potențialul de creștere în opțiunile electoratului.